Se lucrează în continuare pe strada Tache Ionescu din cartierul Palazul Mare. Muncitorii au pus primul strat de piatră, iar ulterior vor turna și asfalt. După mulți ani în care oamenii s-au luptat cu praful și au fost nevoiți să ocolească noroiul din timpul ploilor, în sfârșit se pot bucura de o altă priveliște atunci când deschid poarta casei. Foarte bine că se asfaltează, da. Păi după atâta timp, de 8 ani stau aici, în mizerie, în praf. Dacă se asfaltează, intrăm și noi în normalitate. Totul e spre bine. Văd că se continuă, lucrurile stau așa cum le vedeți noastră. Există totuși și oameni nemulțumiți care cred că altele erau prioritățile. Drumul spre casă de cele mai multe ori este un chin. Șoferii sunt nevoiți să execute mai multe manevre pentru a putea intra cu mașina pe stradă și asta pentru că aceasta este îngustă. Nu există cuvinte pentru așa ceva. Adică de bine sau de rău? De rău, domnișoară. Nu există nicăieri în lume o intersecție ca asta. Adică trebuie să faci 3 manevre, să faci de la dreapta. Adică, în cazul vă spun, totul este făcut la voia întâmplării. Astfel de lucrări se desfășoară în mai multe zone ale orașului.